Primarul Ion Ciobanu a numit în funcția de șef al pieței centrale un socialist cercetat penal. Este vorba despre Alexandru Ciugureanu, care este și consilier PSRM în suburbia Cordu. Deși dispoziția de numire a lui Ciugureanu a fost semnată încă în februarie, despre asta s-a aflat abia acum, iar actul plasat pe site-ul oficial al primăriei a fost blurat, astfel încât nu este clar cine și unde a devenit director. L-am găsit la muncă pe șeful pieții, doar că acesta a refuzat să ne ofere un interviu în fața camerei de luat vederi. Astăzi, presa l-a întrebat pe Ion Ciobanu de ce o informație publică este ținută în secret. Primarul însă a încercat să ne convingă contrariul. Toate ordinele și dispozițiile care sunt la primăria municipiului Chișinău sunt publice, deci nimeni nu a făcut niciun fel de secret. TV8 a găsit dispoziția pe site-ul oficial al primăriei, doar că sub pretextul protejării datelor personale, documentul ascunde atât identitatea lui Alexandru Ciugureanu, cât și numele întreprinderii pe care o va conduce. Cert este că piața centrală are director din 13 februarie. Noul șef este Alexandru Ciugureanu, consilier socialist în orașul Codru, cercetat într-un dosar pornit pentru trafic de influență și acte de corupție. Ion Ciobanu a evitat să ofere detalii despre modul în care a selectat candidatura lui Ciugureanu. În ceea ce ține nemijlocit de activitățile în această privință, și numirile în funcții, eu am să revin un pic mai târziu cu niște detalii, dacă acceptați. În iunie 2022, ofițerii CNA au efectuat 35 de percheziții, inclusiv la primăria din orașul Codru. În dosar au fost vizați angajații ai primăriei, agenți economici și alte persoane care în complicitate ar fi emis acte permisive de construcție în favoarea unor companii de la care ar fi primit mită. Atunci 7 persoane au fost reținute, printre care și noul șef interimar al pieței centrale. Alexandru Ciugureanu a stat în arest preventiv la penitenciarul numărul 13. Astăzi am mers la piața centrală pentru a-i adresa câteva întrebări, dar el a refuzat să ne ofere un interviu. Dar în spatele camerei de luat vedere a calificat dosarul drept unul politic. N-am statut din culpa. Asta e deja ținut ca persoană fizică. Tema asta e categorică. Dau interviu, explic de ce. Fiindcă este recipița la închetă. Este recipița la închetă, eu suport ca un dosar politic și n-aș vrea să fac tantantul de fabula mea. De aproape 2 ani, procurorii nu au mai oferit informații despre evoluția anchetei. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale nu a putut să ne spună decât faptul că urmărirea penală este în desfășurare.